Probabil că toată lumea vrea să știe răspunsul la întrebarea cum să fie atrăgător pentru sexul opus. Deși frumusețea este subiectivă, oamenii de știință susțin că pot da răspunsul la această întrebare. Conform incredibilia.ro, descoperirile cercetătorilor îi vor surprinde pe cei care cred că bărbații sunt atrași doar de femeile cu trupuri și fizionomii de pe coperțile revistelor de modă. Iată 8 trăsături feminine pe care bărbații le consideră atrăgătoare. Silueta Când privesc o femeie, bărbații se îndreaptă inconștient dacă pot avea copii cu ea sau nu. De aceea, creierul bărbatului caută o femeie cu coapse mai mari și o talie mai mică. Asta deoarece, conform antropologilor, bărbații caută femei care arată sănătoase și fertile. Zâmbetul Aceasta este o trăsătură care îi atrage în mod evident pe bărbați. Zâmbetul îi face pe bărbați să perceapă femeile mai deschise și mai dispuse să filtreze. Bărbații se uită și la dinții unei femei. Simetria facială Simetria facială este una dintre cele mai atrăgătoare trăsături fizice. Acest lucru se explică prin faptul că creierele noastre procesează vizual fețele mai repede decât pe cele asimetrice. Buzele În profita tendinței femeilor de a folosi diferite metode pentru a-și mări buzele, un sondaj a relevat faptul că bărbații preferă buzele subțiri și pe cele medii. De asemenea, rujul poate crește nivelul atractivității. Bărbații preferă ochii mari și există un motiv pentru asta. Când privim o persoană de care suntem îndrăgostiți, pupilele ni se dilată, iar ochii se măresc. De aceea o persoană cu ochii mari pare mai fericită și este mai atrăgătoare. Sprâncenele sunt o trăsătură definitorie pentru modul în care arătăm. Ele ne ajută să ne exprimăm sentimentele și emoțiile. Sprâncenele cu o formă potrivită ne îmbunătățesc considerabil aspectul. Postura poate spune multe despre o persoană, de obicei oamenii cu o postură incorrectă au probleme de socializare. Oamenii cu o postură corectă tind să fie mai încrezători și mai atrăgători. În mod cert, postura influențează prima impresie pe care o lași cuiva. Culoarea hainelor poate influența foarte mult gradul de atractivitate. S-a descoperit că roșu este culoarea cea mai atrăgătoare pentru bărbați, fiindcă este asociată cu dragostea și pasiunea. Pe de altă parte, dacă văd o femeie îmbrăcată în negru, bărbații o vor percepe ca pe o persoană inteligentă și încrezătoare. Relatează incredibilia.ro Oh.